Este enorm lucrurile de fapt. Ce încântare să te lege într-o vorbele altora. Vă dați seama ce politate am trăit ascultând din 25 de minute de vorbe a patatului spătând despre mine. Am avut senzația efectiv că am murit și că trăiesc posteritatea în viața actuală. E superb, nu? E o încântare să trăiești posteritatea în mijlocul vieții. Iată, el mi-a oferit acest bilet. Acum, lăsând numai deoparte, nu l-am rugat pe Boria întâmplător să facem împreună această lansare. Am și de asemenea să mă lase să fac lansarea cărții. Pentru că nu pot să fac o lansare cu oricine. Trebuie să existe o comunicare între cei doi. Spiritele lor trebuie să comunice precum vasele comunicante și să se simtă spirite gemene. Nu cred că altcineva putea vorbi așa sau mai frumos decât el. Și nu cred că nici despre partea lui altcineva ar putea vorbi mai bine decât mine. Drept care am creat un cuplu astăzi care mă face în sine să fiu fericit la acest fel de carte. Acum, el a vorbit, mi-a făcut practic un portret. Un portret care, îmi spuneam, mă înscrie oarecum într-o posteritate care nu știu dacă va exista. Și în acest portret se mișca între postura mea de filozof german, cum inspirat a spus-o, și cea de scriitor. Și mi-am adus aminte că în epistolar există o scrisoare a lui Alexandru Paleologul în care îmi scrie așa: Gabi dragă, nu știu dacă ești un mare filozof sau ai să devii vreodată. Ceea ce știu este că ești un bun scriitor. Nu știu dacă lucrul ăsta mi-a rămas în minte sau m-a făcut să încerc să devin un bun scriitor. Și dacă suntem la ceasul mărturisirilor și avem impudoarea să vorbim despre noi înșine, fac mărturisirea că împlinirea mea în plan speculativ filozofic s-a făcut într-o carte pe care am descoperit-o la câțiva 10 ani pe ce am scris-o. Pentru că sunt un mare neîncrezător în mine însumi și nu știu să-mi evaluez gesturile culturale în timp în care ele se nasc. Și am descoperit că cartea despre limită este o carte bună de filozofie și că sunt foarte mândru că am scris. În rest, într-adevăr, sunt fericit că am putut să pătrund în spațiul jurnalului la jurnalului. Nu mi-a dat Dumnezeu norocul să pot să scriu romane precum Cărtărescu, care acum văd că și-a scos faina obosind să dea meditație. Dar aș fi vrut să scriu romane, că eu consider literatura suprema frumusețe a spiritului uman, la oaltă cu muzica. Dar am zis că e obligatoriu ca nenorocita asta de filozofie făcută în limbaj de papagal în universități merită să coboare în lume. Și ăsta a fost pariul meu. Am vrut să aduc filozofia să o citiți ca un roman polițist, dacă se poate. Nu se poate, dar să o citiți ca un lucru care vă aparține și în care e vorba de voi, nu de o tagmă de 5-6 oameni care vorbesc unii pentru alții. Filozofii nu, mari nu vorbesc pentru filozofi. Mă, spun prostii. Au existat câțiva mari care au vorbit mai cu filozofi. Kant a vorbit pentru filozofi și a vorbit cu Iași. Hegel a vorbit pentru filozofi și a vorbit prost de tot. Dar asta e altă răfirea la mea. Răfirea la filozofie. Dar bucuria mea cea mai mare a fost să mă transform într-un agent al filozofiei. Să duc în lume, să spun tot ce discută filozofia pe lumea asta, vă privește, ne privește. Și așa s-a născut jurnalul de idei. Și de asta cărțile mele au mereu alura de la ușa interzisă încoace,
mult îndeajuns să înțeleg care este enigma jurnalului. Există în el un enorm paradox. Omul care scrie un jurnal vorbește despre intimul lui. Lui. În același timp, oamenii care citesc, și jurnalul este una dintre cele mai plăcute lecturi, cred eu, atunci când nu ești în stare să scrii melancolia sau solenoi, rămâne una dintre cele mai minunate lecturi, pentru că întrupează acest paradox. Când Dumnezeu înființă ca un om să vorbească despre idiomaticul lui, despre ceea ce aparține lui și numai lui, și totuși să-l privească direct pe cel care stă cu partea lui în brațe, seara, în sigurătatea lui. Cum se poate ca intimul și idiomaticul să fie, să împlinească pe celălalt, care e un străin față de tine? Explicația e foarte simplă. Noi suntem în aceeași măsură diferiți și asemănători. Splendoarea jurnalului este că ne pune în față natura umană comună. Indiferent de vorba de un chinez, un eschimos dacă ar scrie, un român, un grec, vechi sau de cine vreți dumneavoastră pe lume, omul care s-ar exprima nume propriu, s-ar exprima numele tuturor oamenilor. Asta este captația jurnalului. Iar partea asta, prin ultima venită pe șirul ăsta, ușa interzisă, întâlnire cu necunoscut, scrisor către fiul meu. Și asta prelungește miracolul, enigma, paradoxul jurnalului. Cred că ar mai fi spus în următoarele 2-3 minute, inspirat de ce spune Horia, povestea cu admirat. E așa de simplă. Am avut norocul, dar nu știu cum, să nu simt invidia în viața mea. Ea a luat cât a apărut forma admirației deopotrivă. Am spus, îmi spuneam unui prieten, simt o enormă invidie profesională față de tine. Ăsta era un mod de spune că l-admire enorm. Cum se întâmplă asta? Pentru că am aflat că atunci când scrii, nu trebuie să te compari cu nimeni. Trebuie să te compari doar cu tine însuți. Și acest gând, tragicul, am scris ca și cum ar fi fost singur în cultura română. Nu m-a interesat nimic din ce se întâmpla cu mine. Nu m-a interesat că eram un comunist, nu m-a interesat nimic. Pentru gândul meu în raport cu drumul pe care mergeam. Ce este tragicul în esența lui? Cum facem să-mi scoatem din confuzia, din balta generală, din ceața conceptuală? Și-am scris singur cartea. Și când s-a terminat, am fost fericit că nu mă gândisem la nimeni. Dar în ce fel să scriu, pe cine să imit, care sunt mai bun ca cu care sunt mai prost, pe urmă au început să apară fatal comparațiile. Cu Andrei Creșu a fost peleaua vieții mele să vedească să mă compar pe el tot timpul, în planul schimbului, vă dați seama că în prința în schimbului, urmă a apărut Horia Bagatir, altă pelea pentru că trebuie să mă compar cu mintea lui analitică formidabilă, în ce am face la terenie. Și la un moment dat, mi-am dat seama că în loc să mă tulbure gândul la cei doi prieteni care m-au spunut în drumul vieții mele, m-am bucurat de ei și am înțeles ce se întâmpla. La un moment dat am citit în Zainunț, în Ființă și Fii, că felul cel mai de autentic de a trăi pe lume este să te compari în permanență cu alții, să tragi cu coada ochiului. A rămas în urma mea în buton, sunt în continuare în frunte, sunt la mijloc, sunt la coadă, nu fac să-l depășesc pe ăla care e în fața mea. Această treabă ne margine și ne ia autenticitatea. Și am înțeles că singurul lucru minunat când scrii este compact cu tine. Ce ai fost, ce vrei să fii, ce speranță ai să devii. Această comparație e productivă. Și Horia a mai vorbit despre a fi unul. Am avut onoarea că într-o perioadă neagră a istoriei noastre, cum a fost cea a tranziției, neagră pentru că cei care ne făcuseră viața unită înainte au continuat să ne facă în altă formă. Norocul a fost
când ești urât de ei, înseamnă că faci bine ce faci. Nu lauda îți spune ce. Ura spune mai mult decât lauda dacă ești pe drumul din familie. Asta e povestea aici, ce să vă spun. A spus Oriator. Cea mai mare bucurie care am avut-o în viață, alături de cele ale inimii meu ca individ, ca ființă, iată ființă umană, a fost să pot să stau de vorbă cu toți oamenii extraordinari ai lumii. Să simt că de la Platon, Seneca, Montaigne, Pascal, Kierkegaard, Cioran, Alain Finkielkraut, Horia Patapievici, Andrei Preșu, cei din jurul meu, am stat de vorbă cu ei deopotrivă. Îmi spunea Zenon, am făcut comerț cu morții, adică mi-am găsit mari prieteni între cei care nu mai sunt, dar care au vorbit cu mine și cu mine toți. Ei aveau la îndemână. Asta este teza, scuzați-mă, acestei cărți. Suntem, avem acces la un ocean de frumusețe. Totul este să știm să coborâm în el. Deschizim cărțile mari. Vă mulțumesc! Autografele, că sunt ședințe de autografe în mod fatal, ăsta e ritualul cuștiului. Pentru că am acum altă lansare și pe urmă